Organizația PSD Târgu Ocean a fost astăzi gazda candidatului la alegerile europarlamentare Victor Negrescu din partea PSD UNPR-PC. Socialdemocrații Târgu Ocean au ieșit într-un tur de forță prin municipiul Târgu Ocean alături de Victor Negrescu, care a venit cu un mesaj foarte clar în fața târgoviștenilor, a dâmbovițenilor, și anume că prin politici europene se vor crea locuri de muncă. Victor Negrescu se află pe locul 17 pe lista PSD UNPR-PC pentru Parlamentul European și a afirmat că toți candidații PSD UNPR-PC au obligații de a ajunge în Dâmbovița, pentru că organizația PSD Dâmbovița este una fanion. Am venit cu un mesaj pentru crearea de locuri de muncă. Eu sunt candidatul care a promovat foarte mult aceste măsuri, inclusiv cele inițiate de Guvernul României, pentru subvenționarea companiilor care creează locuri de muncă și pentru reducerea taxării celor care muncesc. Credem că în Târgoviște este nevoie de mai multe investiții. Împreună cu organizația de Târgoviște avem proiecte concrete ca în viitorul Parlamentul European să reușim să facem mai multe pentru crearea de locuri de muncă aici, în Târgoviște, mai mult decât în alte părți. Organizația de Dâmbovița și Organizația de Târgoviște sunt organizații fanion ale Partidului Social Democrat. Cred că orice candidat din partea Alianței PSD-UNPR-PC are datoria să vină aici, să discute cu oamenii, să le explice de ce trebuie să voteze pe 25 mai și, de asemenea, odată ce ajung acolo, să vină cât mai des pentru a face ceva concret pentru cetățeni. Președintele PSD Târgu Ocean, Cristian Stan, este încrezător într-un rezultat foarte bun pe data de 25 mai. Așteptările sunt foarte mari. Târgoviștenii au reacționat foarte bine, este un candidat tânăr, un candidat care inspiră încredere, așa cum inspiră toți candidații pe care Alianța Electorală PSD-UNPR-PC le are pentru alegerile europarlamentare și eu cred într-un rezultat foarte bun în Dâmbovița și municipiul Târgoviște la aceste alegeri europarlamentare. Sunt convins că așa va fi. După cum vedeți, implicarea organizației este totală. Astăzi avem o acțiune comună de campanie cu PES Activist România și sperăm ca pe viitor să dezvoltăm câteva proiecte împreună, astfel încât cei care să beneficieze de acest lucru să fie târgovișteni, să fie dâmbovițenii, să fie românii. Pentru că, dincolo de a candida pentru o demnitate publică sau alta, cred eu că menirea unui candidat, menirea unui politician, este de a crea un trai decent, de a asigura un trai mai bun celor care își pun speranțele și care îl votează. Victor Negrescu s-a întâlnit și cu președintele PSD Dâmbovița, Adrian Țuțuianu.